prinsă pe flag aici la înghesuială, vreau să discutăm despre un aspect care pe mine mă înfioară și mă scoate din sărite dimineața. Aspectul mă înfioară. Vreau să vorbim două minute despre parfum și femeie. Despre parfum de femeie? No, parfum. Ce drăguț, ce scenă frumoasă, Doamne, cât am plâns. Tu l-am plâns la filmul ăla. Tu pe Flavia cum se dă cu parfum dimineața înainte să vină în platou? N-am avut, Dani, că nu... N-ai avut. Ce că n-am avut. Vorbeam astăzi cu Alina, stilista noastră, timp în care în spate Flavia se dădea cu parfum. Fâs, 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 ca într-o melodie. Deja ne-a intoxicat, adică Alina la un dat era pe coate ca Mr. Bean la magazinul de parfum. Și ce crezi, mă? După acest aspect și-a dat seama că dacă dă cu dreapta, nu dă bine. Și exact ca un pugilist de categorie... Nu știu cuvântul ăsta, n-am muscă, auzit. Așa. Boxiur. Așa. Mută parfumul și în stânga. Ce crezi că a făcut? Fâs, 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 fâs. Păi, dar trebuie să... parte nu înțelegeți. Trebuie să pulverizezi în mod egal partea dreaptă, partea stângă. Nu știi niciodată când te miroase cineva, mai discutat. Ce dracu să te miroase aici, Flavia, că suntem noi de noi, te-am mirosit. Leder, nu știu ce. Și da, parfumată și neparfumată. Iată, mă, era să pic. Câteva îndrumări pentru femeile din jurul nostru care nu înțeleg exact utilizarea acestui instrument vechi de sute de ani, parfumul. Poți să spun ceva în apărarea mea și te las? Te rog, că oricum tu faci monolog și eu trebuie doar să aprob, da, că știu că ești fecioară și asta trebuie să facem. Dar aș vrea să știe și oamenii că eu știu cum se dă corect cu parfum, da, adică se pulverizează de la distanță și doar intri în acel nor. Dar este a waste. E apă de toaletă și nu reacționează foarte bine cu pH-ul și atunci se dea mai mult. Da, adică eu în cabină acum să vezi. Na, nu, că nu miroase așa. Tare. Du-te, bă, de aici. Bun, hai să ne înțelegem pe nu câteva... Nu simt mirosul de parfumul meu. Femeile care... Leu, mă înțelege! Mă înțelegi? Da. Bun. Deci, hai să punctăm câteva lucruri. Punctul 1. Da. Parfumul, dacă ar fi fost făcut de dat și cu dreapta și cu stânga, exista clar pe sticlă o îndrumare gen parfum pentru dreptaci sau parfum pentru stângaci, cum sunt ceasurile. Dacă vrei să porți ceasul pe mâna dreaptă, are dincolo, dacă mă înțelegi... Cheița. Cheița. Bun. Deci, nu se verifică. Fâs, 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 ajunge. Nu mutăm în stânga, fă-s-s-s-s-s-s-s-s. Cum să vă explic eu? Dacă voi plecați pe ușă și aveți o sacoșă în mână și ați uitat să vă parfumați, este suficient să dați cu mâna liberă. Nu trebuie să mai faceți și asta. Nu, măi, cum, Doamne ferește. Bă, știi ce-mi doresc eu, fii atent, îmi doresc un parfum. Bine, știu deja care, pot să-ți spun pe pauză. Știi ce parfum îți dorești? Flavia își dorește un parfum găleată sau vălău. Adică avea un parfum, practic, înainte să plece de acasă, să-și dea jos toate alea și să sară bombă cu sare în piscină. Să iasă, zică, cred că m-am dat cu parfum. O mai dau o dată. Dacă nu, da, cumva, da, ar vrea să se inventeze, știți cum e spray-ul ăla de te bronzează? Da. Flavia ar vrea la ieșirea din bloc să aibă o din aia, dar cu parfum. Să intre acolo, dă-mă. Da, sau în mașină, la mașină. Cum era pulverizatorul pentru gripă, aviară, pentru... Da. Da. Gripă, da. Să dea și pe cauciucuri. Am vorbit undeva în Franța, între lanurile de lavandă, unde locuiește cele mai importante nasuri din Europa. O să-i trimită niște parfum la Vermorel. Doamne, ai ajută! Auzi, dar uite, am putea să inventăm ceva, nu știu, nu mă pricep la mașinile astea scumpe încă. N-au cum să facă într-un fel să apeși un buton și să te toată, da, ca așa... N-ar mai trebui să-ți folosești mâinile, uite, o invenție. Să te pulverizeze, cum sare, da, airbag-ul să sară parfum. Da, da. Așa ar fi fain. Eu când îmi iau parfum, da, mă ia Alexandra și mă dă cu cel puțin 7-8 feluri de mă ia capul și leșin. Scuze-mă, Doamne, ce frumos. Cine este Alexandra? Tu ai specialistul tău în parfum? Am parfumierul meu. Uite, bă, ce dacă frumos. Dacă n-ai pișchiop, ți-aș da una. Am dracu să ai omul care ți-a... Dar ce ești Batman în aia, domnule, Alfred? Ea mă duce gradual. Te duce gradual. Adică nu mă lasă să mă arunc la... La dermatovenerice se face asta. Da. Când îți caută alergenii. Ca să vadă în funcție de... Mă urmărește la televizor, mă urmărește pe Insta, să vadă unde mă duc. Te bag cu șlapele, Ivane. Bă, băiatule, serios, n-ai cum să ai freza asta și să ai un parfumier al tău. Termină, ce are, mă, freza asta? Ești un șontoroc care merge în cârje și are specialistului din parfum. Deci îmi dă pe mai multe zone ale corpului, după care
da? Mă lasă să aștept. Normal. Mai bag nasul într-o daie de cafea. Înțelegi? Mai fac niște lucruri. Mai dau cu fum de vreun fel, da, de așa să vadă. Și după aia când pune nasul știe exact care e ăla de mine, da. Cine pune nasul? Alexandru. Vreau să o cunosc pe Alexandru. Și fiate, e important când te duci, din câte mi-au spus și mie oamenii care se pricep, că trebuie să te duci fără niciun fel de parfum pe tine. Da, ce la tine e foarte greu, da. Într-adevăr, e foarte greu și dimineața. Și ușor spălat. Și ușor spălat, da. Și dimineața, când nu ai atras toate energiile zilei, știi? Da, și te-ai întâlnit cu oameni. Bun. Da. Foarte bine, asta mă face să ajung la următorul subiect. Dacă dimineața nu ai atras toate energiile și parfumul se simte cel mai bine, de ce dracului vă dați 5 fâsuri înainte să vă luați în pat? Păi stai mă, că ăla e altceva, ăla este un parfum de parfum de pijamale, n-ai parfum de pijamale, țărănușule. Chiar că! Bă, nu știu, aia nu... N-ai parfum de textile, bă, curâtule, bă! Hai să, că bărbații dai cu el să ai altfel de somn. Normal, mai dinamic. Dormi în satenuri, în alea, în bine, tu dormi tot în tricouri promoționale, dar când îți dai cu ăla, ai impresia că dormi la hotel. Eu dorm dacă nu am pe tricou minim 2 sponsori, că n-ai la Four Seasons, la Budapesta, cel mai frumos. Haide să, haide că se uită femei în toată firea la noi. Hai să vă explic. În primele 2 luni de relație, 3 luni de relație, când ești femeie și te dai 5 fusuri de parfum înainte să te bagi în pat cu el, este ca și cum a venit o felină, o panteră neagră, ești... Fă-ți! O simți din baie, mamă, vine asta, e nebunie, fiat! Este ca și cum... Suna clopoțelul când eram mic și simțeam deja miros de gogoși. Era nebunie. După niște luni de relație, când te dai cu toate alea și așa, este ca și când te anunța maică ta seara, vezi că am dat cu spray de muște la tine în cameră și am pus și o pastilă, mai stai un pic. Și tu ești pe genul, ok, ne băgăm în pat. Bă, poate n-am lăsat destul aerul să meargă sau n-am lăsat geamul. Hai că mai stau, nu adorm, că n-am cum să dorm în împuțiciunea asta. Te muți pe, pe partea ta de pat și ești așa. Doamne ferește! Bă, și aia, aaa, pe dracu, lasă-mă să dorm. Bănuiesc că dacă... Unde să dorm în putoarea asta? Lasă-mă. Bănuiesc că dacă îi spun ultima mea strategie, îmi taie cauciucurile la mașină. Fii atent ce fac. Bă, hai să zic ce fac. Te rog eu că noi în pat dormim. Mă dau cu parfumurile de vară, mă dau iarnă. Bă, ești nebun! Tu ai parfum de vară! Normal! Sunt mult mai ușoare, mult mai fresh! Mai ușoare, mai volatile! Dă-te că te scurt! Dar tu unde trăiești? În grotă, mă, băiatule, Dani! Am două parfumuri! Unul acasă și unul în mașină! Cu ăla din mașină mă dau când uit să mă dau acasă! Și același parfum, nu? Adică nu oscilez. Este aproape diferite. Bun, că vezi gura voastră. Oamenii nu se spală după sală și voi veniți cu problemele astea. Parfum de vară! E noiembrie, nu mi-a schimbat cauciucurile. Nu mi-am luat parfum. Ca să nu mai zic că versiunea acelui, știi că parfumurile au și versiune de vară. Adică poți să miroși aproape la fel, dar un pic mai ușor vara și mai intens iarna. Nu că te bat. Vorbesc serios. Răzvan a mers cu să știți. Zise la tovarășa. Să știți, domnul polițist, că Răzvan a mers cu cauciucuri de iarnă 2 ani jumate. Al dracu n-a schimbat cauciucurile. Are o frânare, fai de mine, zici că e pe slicuri la Formula 1. Dar are parfum de iarnă și parfum de vară. Te rog eu, când te duci cu piciorul să te verifice, poate ai o vară. Nu ți-ai crescut vagin. Nu, de alta, dar ne mai jucăm și noi. Doamne, ferește! Nu să ai parfum. Apropo de ovare. Se aude numai. Bă, când din public se aude numai. Au, 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 au. Aici am mai reușit a glumă. Nu știu ce să zic.